Salut frate și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft, eu sunt Bercea. Și în episodul trecut ne-am găsit locația de casă, am luat materiale și astea și acum o să încercăm să o mai construim. Între timp mi-au mai venit niște idei. Așa. Cum să o facem. Mai bine nu să o facem așa pentru că o să dea urât să o facem bucată în deal și până. Facem simplă. Mai mult o să mai să pun pe aici. Așa. Sper că nu este prea tare, ia să ne uităm pe aici. Da, am încercat să mai filmez și iarăși mi-a dat crash driverul. Că de ce nu? Că dacă hai să țigăm ceva, să o țigăm până la capăt. Totuși, sper că nu se vede prea tare. Deci nu știu, deci l-am dat mai tare. Mie mi s-a părut că se aude prea încet. Iar acum mi se pare prea tare, nu știu ce. Așa, trebuie să vedem să ne facem casa. Nu o să o terminăm în acest episod pentru că nu avem materiale și ăștia. Dar sper că... O, de frame de sper că în următorul episod să o terminăm. Sau câteva episoade, mă rog, vedem. Ori câte vreme se poate. Am și o idee cum să o facem. Așa, hai să... Acum trebuie să mai să pun, cred că mai să pun un rând două. Hai să punem asta aici. Așa vine. Vreau să fie mai mare în spate. Să ai o dita mai, adică să fie dita mai căsă aia. Așa. Încerc pe pentru vocea mea, dar s-am răcit. Da, eu răcesc vara. Sau primăvara, mă rog. Este aproape vară, afară e temperatura de vară. 30 de grade. Iar iarna am înghețată și n-am nimic. Toată iarna trecută am mâncat înghețată și n-am avut nimic. Acum nici măcar n-am mâncat înghețată și am răcit. Uite pula mea, logica mea e, mă omoară uneori. Hai să spargem ăștia de aici. Hai să punem niște... dirt. Ca să nu dea urât. Aoleu, telefonul ăsta de căcat. Dă-i drumul de aici. Da, iar este telefon de căcat. În caz că nu v-ați dat seama. Dacă ați vedea cum arată, v-a speria. Are jumătate de ecran spart și jumătate căzut. Deci, nu vă puteți imagina. A avut și proprietar mai bun. Așa. Să pun pe aici. Cred că o să trebuie să mai facem o lopată. Adică sigur o să trebuie să mai facem o lopată. Au pus simplu asta până când. Da, s-a dus. Așa. O să pun locul și o să facem până când o să terminăm materialele, după care o să mergem să mai luăm pentru că o să ne trebuiască. Cred că trebuie să mai fac... Hai, mai fac mai în spate. O fac cam la nivelul ăsta. Deși ar trebui puțin mai mare. Hai, până aici. Ba, nu e prea lung. Aici e perfect. Aoleu, frame drop. Ce scuze. Da, un calculator de căcat. Deși am tot pola de bani pe el, dar tot văd că nu-și face treaba cum trebuie. De fapt, nu știu dacă în viața asta am luat ceva și am mers exact cum am vrut eu.
Blestemele m-au ajuns. Deci nu știu pe unde sap, dar mă rog. Hai de pula, nu ce prost sunt. Uneori am așa niște momente când pur și simplu spun adevăruri. Acesta a fost unul dintre ele. Așa. Uitați până aici. Să pun tot dirt-ul și după care... Să sunăm și pe asta. De fapt, asta era partea bună, dar mă rog. Iar frame-drop, mamă ce-o sport. A, mi-am găsit unde-ți fac casă, fix unde de să faci de ăștia. Dar bravo, dar cum sunt? De pula mea, ce prost sunt. Până doar mă minuiești de mine. Dar îmi place faza asta cu balta asta în față, e superbă. Ce pot să zic? Așa. Haide să... Te luăm de săpat. Da, știu că asta trebuia să fac cu o camera, dar... După... M-ați fi întrebat toți de unde și... Cum am făcut și ca să nu știți că dau game mode și sparg așa aiurea. Mai bine dau așa. Chiar dacă durează mai mult și mai plictisitor, dar măcar avem ce face. Ca să nu creăm controverse. Sper că vorbesc îndeajuns de tare pentru că am și uitat și m-am îndepărtat de microfon. Cât de idios sunt unori. Doamne. Sper că nu este un critic mai mare ca mine, care să mă... Adică eu mă autocritic. În urmă și înjur, în urmă și bat. Chiar plănuiesc să mă dau în judecată. Da, să vedem. Asta rămâne de văzut. Hai să mă scoși pe aici. Așa. Așa, acum trebuie să mai luăm și ăștia. După care punem, să pavăm cum avem pe aici, să punem toate lemnul pe jos și după care să... construim. Acum spate continua și de-aia vorbesc așa de epicet. Pentru că eu pun suflet la ceea ce fac în casă, că n-ați văzut. Begea sufletiscul. Da, mi s-a mai spus. Asta trebuie să-l iau de aici. Și pe asta, deși n-are treabă, dar o să te aur... De fapt, nu. Aici o să completeze cu dirt. Mă rog, așa o să vină pe aici. Pentru că mi-a venit o și idee genială. Dar mă rog, haide să... Pornim pe aici. Așa. O să trebuie să arunc tot dărătul ăsta. Se face seară, haide să punem puțin și portare să dormim. Nu știu cât am filmat. Cred că sunt câteva minute. Adică normal că de parcă aș fi putut să filmez câteva ore. Sau câteva secunde, în pula mea. Nu, nici nu gândesc. Gânditorul mi se mai spune. Deși nu o fac. Hai, de cam arunc. Sparg. Așa. Hai să mergem să dormim că nu vrem să vină pe aici a fi un clipper să ne... ...radă de pe fața pământului. Ca giletul. Așa, aici o să mai ridicăm. Aici o să ridicăm mult în aer. Sus, în aer. O să ridicăm la nivelul ăla, după care o să mai punem etaje și peste etaje și peste etaje. Și tot așa. Acesta o să fie primul etaj.
Deși e cam nalt, dar mă rog. Așa. Da. Free damage, dar nu-i nimic. Hai, sper să zimească perfect. Perfect. Parcă mai este pe acolo o peșteră. Țin prin episodul trecut, așa că o să trebuiască să mergem să explorăm. Așa. Acum. Facem așa. Aoleu. 2, 3, toporașul. Probabil după ce o să terminăm aceste resurse o să mergem la minerit, o să mai luăm niște iron și ăștia ca să le mai blindăm puțin, după care o să mai luăm niște lemn out of frame drop. Și o să... Și după care, după un episod 2 o să continuăm casa, după ce să mai strângem lemn. Și o să ne trebuiască o tonă de lemn, dar nu-i mai. De ce copacul e pe jumate? Vreau să fac ceva gen o casă cu 3 etaje sau ceva de genul, nu știu. O să mai gândesc. Așa cred că este mai eficient. Și mai prosper. Mergea meserie pentru Minecraft în pula. Așa. Ai. Deci nu știu cât am filmat, dar mă rog. Hai să... Cred că după ce am terminat asta o să plec filmarea ca să mă uit. Că vreau să știu exact cât am filmat. Nu știu, uite, aceste lucruri. Sper că ne ajunge. Dar am uitat dacă îl iau pe la Dicolo ce fel de lemn o să facă, dacă face la fel de asta, nu mai bine. Mă... Ha? E schimbat? Ia să vedem. Da, e schimbat asta, nu. Ce pus și un lăsați așa. Tocmai o să lăsăm așa. Aici o să o mai înălțăm cu 2 etaje, deci 2 etaje mai facem. Acolo, acum, deși n-am făcut așa, o să fac niște scări ca să vină ceva de genul ăsta, după aceea să urce așa. O să fie frumos, elegant. Să aștept niște torțe. Te-ai ce aș pune aici, dar mă rog, nu știu. Aoleu, sunt mult de răcit. Dar vă să opresc filmarea ca să... Mă uit cât a filmat și o să revin imediat. Bun, și ne-am întors. Am filmat vreo 13 minute pe acolo. Așa. Parcă mai aveam niște iron pe aici, prin ăștia. Hă? Nu, aveam carne asta. Nu, pe aici nu aveam niciun iron. Hai să facem ceva din ironul ăsta, să nu stea degeaba pe aici. Facem un chest plate. Acolo sunt. Așa. Facem o sabie. Și cam atât deocamdată. O să punem astea în chesturile alea. De fapt o să punem un chest în casă. Ca să mai munci după. Punem undeva... EC, cred. Așa, punem tot dirt-ul ăsta care nu se trebuiască. Mai întâi o să facem la un etaj camera cu chesturi, cu toate nebunile care o să le avem pe acolo. Și o să... O facem, așa, punem și pe asta, de fapt, cam asta ne trebuie. Și punem toate astea, ne trebuie nicioase pe aici. Da, și iar m-am întors pentru că orfanul care stau în casă, iar m-a deranjat. Parpandel iar m-a deranjat. Și n-am vrut să bag în filmare pentru că este un idiot.
care mă enervează zilnic, dar asta nu contează acum. Trebuie să fim verde. Uite un porcușor. Hai să mergem să explorăm peștera asta de aici. Dar noi avem telecop. Așa. Avem și mâncare. Așa, deci hai să mergem la plăcinte înainte. Sau nu la plăcinte înainte, cum era la plăcinte înainte și la răzbui înapoi. Au niște zombale pe aici. Sper că nu vin după mine. Ați luăm cărbunul ăsta de aici. Da, deci, mai încerc o dată scuze pentru vocea mea, dar sunt răcit, sunt mort. Așa, m-am găsit și eu să răcesc vara. Nu are nicio problemă, eu m-am obișnuit cu mine. Probabil că o să vă obișnuiți și voi. Am niște zombale, nu știu unde sunt și nici nu pot să-i caut. Opa. Cred că sunt pe aici pe undeva. O să-i căutăm. Mamă, unde sunteți? Ha? Cărbune. Sunt prin apropiere pe undeva, dar nu-mi dau seama pe unde, deci chiar nu-mi dau seama. Și nici nu vreau să știu. De fapt vreau, că vreau să-i termin, să-i... Deci îmi trebuie să-i omor. Wow, cum am spus-o pe asta. Sper că vorbesc când ajut de tare. Pentru că am microfonul cam departe de gură. Dar nu-i nimic. Pentru că nu vreau să vă sparg urechile cu vocea mea de căcat. Am văzut că cineva în comentarii zicea să fac cop cu Andy și ăștia, o să fac cât de curând, adică probabil după acest video o să apară ceva cu el, probabil, nu sunt sigur, dar eu asta zic, pentru că avem niște mici probleme, dar rezolvăm noi, nicio problemă. O să fac cu Andy multe copuri, gen The Bridge, Survival, poate o să facem din nou seria de hardcore și cred că o să o facem. Să vorbesc și cu el, pentru că el încă nu știe asta. Ghiuțu. Așa, hai să mergem de aici, pentru că îmi place peștele asta. Și să ne mai plimbăm pe aici. Pe aici și-a. De fapt, nu cred că o să mai țin mult acest episod. O să mai luăm pădurea asta pe aici, o să o defrișăm. Pe care o să ne mai plimbăm pe aici, ca să mai căutăm niște... deci mâncare. O să ne facem pe aici țarcule, ceva gen... Țarcurile, animale și cu tot, o să adunăm cai, boi, de la nici nu-s boi, dar mă rog. N-am fost niciodată pe ce frumos e. Aici știi că trebuie să fac casa, doamnă. Tot acum este mai frumos. Că am filmat deja, să zic eu, 18 minute. Și aici o să opresc acest episod, o peșteră, wow, un camion, pe care o să-l explorăm data viitoare. Haide că nu, ce frumos e. Abia aștept, poate dăm și de diamond, nu sunt sigur. Deci, cam atât pentru acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe, care mă ajută și mă motivează. Adică, am văzut că vă place și chiar vă mulțumesc că vă uitați și că știți să apreciați. Eu am fost Bercea și până data viitoare vă las cu bine. Pa, pa. Hai de pula mea, lovita aia.